Țăranul român nu dispune numai de o sensibilitate artistică, de un gust deosebit, ci și de o adevărată conștiință artistică. El dovedește o superioritate de netăgăduit în cunoașterea și tratarea frumosului. Profunzimea atitudinii sale, conținutul de idei și sentimente care îl conduc în limitele unei filozofii populare și-au găsit cele mai potrivite mijloace de expresie în realizarea obiectelor de care se înconjoară. Legătura puternică cu transcendența, cosmicismul armonios al lumii prezentă aici, constituie baza unui orizont spiritual și tendința către o existență purificată de realizarea frumosului. Cum vă zice acolo în sat? Moșule. Moșule. Și aici așa îmi zic oamenii. Moșule. Moșul Mihai. Moșul Mihai. Da. Așa. E, moșule Mihai, văd că ai pornit aici ceva la lucru. Da. Aici, ce vrei să faci aici? Aici vreau să fac o troiță. O troiță. Care se pune la noi în Ardeal, se pune în fiecare drum, fiecare ieșire din sat, oriunde vine, vine pus o troiță. O troiță. Da. De ce crezi dumneata că puneau oamenii la ieșiri, în răscruci, puneau troița așa? După mine ta. Pentru credință, pentru simbolul satului, pentru a fi un simbol de credință, un simbol de dragoste, de viață, de credința lui Dumnezeu. Să se sfințească locul. Într-un loc unde se întâmplau multe răutăți, poate că se punea câte o troiță de asta. Se întâmpla. Și se pun și acum. Așa. Și la noi și acum se pun. Aici au început și aici se mai pui. De când am venit eu și-am pus-o pe asta la portă. La portă. Că eu am vrut să o pui acolo în Ardeal. Și nu mi-a venit timpul. Așa. Știți? Și am pus-o aici. Și cum am pus-o aici, am mai pus una pe șoseaua principală și după am făcut una la biserică. Acum asta o fac... Pentru ce? Pentru ce? Pentru ca să o pună în capul brebului, părinte. Spune-ne un pic, cum o faci? Cum o faci? Să înțelegem și noi. Măi, oameni buni, uitați, eu decupez acum. Așa. Îi scot toate fazele, rămâne așa. Aici vine un vertical, ca cruce. Vine așa, o cruce. Așa. După aia, ce fac cu ea? O rinduiesc, o trag la rindea. La rindea. De aici încep și fac o floare. O floare. Așa e. E dumneavoastră. Fac o floare aici. Fac una aici. Scoatem pe aici, decupăm tot. Cu ce decupă? Cu ce daltă? Nu arătați-mi daltă. Nu arătați-mi un pic. Vă arăt destul aici. Uitați dumneavoastră. Cu asta lucrez. Să văd un ardelean în Prahova făcând troiță. Pentru mine asta e o mare surpriză. Păi să știți că e mare. De ce se dă cu măciuca? Se dă că are lovitura mai păi moale. Mai moale, da. N-a făcut o treabă. Da, uitați, acum tăiem așa. Dar vezi că de când ai venit aici, omii te solicită să mai faci câte o troiță, vezi? Da. Asta ce spune? Că omul sfințește locul, nu? Păi de când lumea, omul sfințește locul. De când lumea? Da. Și fără oameni și fără meseriași. Ia uite, nu vrea să învețe nimeni meseria asta. Nu vrea? Nu, tineretul de astăzi nu. Nu mai vrea să învețe meseria. Vine stă două zile, ar face. Ar face dacă s-ar face da, repede. Dacă s-ar face singură. Singură, dar n-are răbdare. Nu, stă două, trei zile și după aceea se duce. Zice, nu mai fac, că nu eu nu-s nebun să stau lângă banca dumneitale toată ziua. Că aici trebuie să stai aici, să lucrezi zile întregi. Dar ce zic, în ultima vreme așa, mai sunt meseriași? Nu, domnule, se gata. Se gata? S-au gătat Ferrari, s-au gătat lemnarii, s-au gătat rotarii. Bătrânii meșteri populari se duc, iar tineri nu se grăbesc să le ia locul. Anul acesta a plecat Moș Mihai din Brebu. Părea coborât din icoană. Imaginea lui în haine de sărbătoare, lumina de pe chip,
Înțelepciunea vorbei și frumusețea lucrurilor ieșit din mâinile sale au sfințit locul. Astăzi, fără Moș Mihai, lumea este mai săracă. Din codru nu pot ieși.